le-am adunat la altfel. De ce altfel? Pentru că am zis să se mai prezinte și cu alte maniere de lucru colegii noștri de la Filiala de Arte Decorative, adică fără fire, fără metal, fără sticlă, fără ceramică, fără lut, fără nimic. Rezultatul vedeți pe simeze, sper să vă placă. Eu am fost surprins de multe din lucrările prezente aici. Mi-aș fi plăcut să fie mai mulți din colegii noștri prezenți, dar e suficient și așa. Poate se creează precedentul, poate se mai repetă această poveste. A fost o provocare. Vă spun că atunci când am intrat în această sală, am avut cumva senzația de alunecare pe care Alice a trăit-o cu siguranță, intrând într-un tunel al timpului, într-un tunel în care lucrurile au căpătat brusc o altă dimensiune. Am găsit aici artiști pe care îi știam din nenumărate expoziții, lucrând cu sticlă, lucrând cu ceramică, lucrând cu fire de ață și brusc i-am văzut în fața unor alte limbaje. Mi s-a părut extraordinar cum artiștii ai sticlei păstrează în acrilic un soi de transparență care modifică structura culorii. Mi s-a părut extraordinar cum artiști care stăpânesc firul de ață, tapiseria, reușesc să păstreze în noile texturi amintirea limbajelor cu care au construit atât de multă vreme lucrări. De aceea îi spuneam lui Relu că ceea ce a făcut aici este, și vă rog să-l priviți, opera unui psihanalist. Demersul pe care Relu l-a construit în această expoziție altfel este această secantă într-un moment din trecut, atunci când căile s-au despărțit, atunci când a avut loc o decizie, o asumare, o poveste citită mereu într-un alt limbaj, dar care a însemnat întotdeauna până la un punct un abandon. O senzație de densitatea aerului în jurul acestor povești, simțeam cum diagonalele, liniile, punctele de fugă din aceste lucrări ies din pagină, se duc către un alt orizont, se rescriu ca și când ar rescrie propria poveste autorului, care se transformă în cel mai autentic mod în confesiuni, în amprente, în drumuri introspective în care intră bestiar, în care intră obiect, intră orizonturi bizare, câteodată aproape scăpate de sub controlul rațional al neocortexului. Se construiesc, deci, povești personale ca proiecție într-un orizont odinioară abandonat. Ai creat o fotografie a Filialei de Arte Decorativă, o fotografie din copilăria acestei filiale pe care altfel nu am fi văzut-o niciodată. vrea să mai completez că m-am gândit că toți cei prezenți aici și nu numai, nu uită niciodată prima dragoste. Toți au început cu creionul și cu o pensulică, cu o culoare. Nu s-au născut nici metaliști în lumea artistică, nici textiliști, nici sticlari, nici ceramiști. Toți au început așa și o revenire la prima dragoste cred că e binevenită oricând. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi.